Ce-i nu? Vorvorea nu-i curățat. Plus. De două ori potul. Plătit. Nu ești bun. Culoare. Adu-mi, te rog, 10.000. Continuăm, domnilor. E târziu, mon colonel, și nici cărțile nu te favorizează în această seară. Tocmai de aceea e neloial să te ridici, domnule Coravu. Nu e bine să forțezi șansele. Dublăm miza. De acord. Chintă royală. Cât ai pierdut? Cât? Pentru asta m-ai așteptat toată noaptea? Credeam că te-ai obișnuit, draga mea. Vrei să mă obișnuiești și cu asta? Cu obrăzniciile bancherilor? Banca Hillel te somează să achiți integral. Sunt absurd. De unde să scot eu dintr-o dată atâția bani? Și atunci, ce facem? Nu știu. Ideile bune vin peste noapte. Poate până mâine dimineață voi găsi o soluție. Cea mai bună în situația noastră. Am să mă mai gândesc. A venit domnul Ascari. Să poftească. Bună dimineața, Alexandre. Șezi, te rog. Spune-mi, ai aflat ceva? Nu am vești prea bune. La club n-a mai apărut de 3 zile. Așa că am trecut pe la Șerbănică. Era unde despărțiți de la o vreme. Acolo casa pustie.
Slugile ne tânge. Nu puteam scoate o vorbă ca lumea de la ele. Bref, Șerbănică a plecat alaltă ieri la Paris. Singur? A plecat așa? Adică a fugit. Șerbănică îi propusese mai demult să lea ca secretar factotum. Se vede că bărbatul tău a primit. De la un timp nu vorbeau decât de Paris. Aveți datorii mari? 274.000 de franci, la Banca Hiller. E hotărât așadar să vă secheseze casa și orice venit. Mâine poimile mă trezesc cu portării. Au să intre peste tot. Să pună mâna pe fiecare lucru. Nu, nu pot. Spune-mi ce să fac. Nu văd încă nicio soluție. Poate de încercat să obții o nouă amânare. Bun, frate, mai am. Unul ajută pe bărbatul meu să fugă, iar celălalt dă din numeri. A sperat prea multă moștenirea de la grandmama. Eu m-am primit mai puțin, dar voi... Cum o fi reușit Eleonora să intre pe sub pielea bătrânii, ca să-i lase ei toată averea? Cât pare ea de mototoală, dar la subtilizat aver se pricepe. Eleno, dragă, peste un sfert de oră se deschide camera. Ana, să te ajute și împachetează lucrurile. Unde plecăm? La țară, la Eleonora. Hai numai asta, du-te. Pe asta îl duceți la cufeu. Fii atentă cum te porți cu tante Leonor. Să fii respectoasă și supusă. Care, bă, taică Turiza cu domnul Ivancea? Cine, taica? Taica n-are nimic, Ivancea nu știu ce-o fi având cu el. O să dați voi de dracu. Nu o fi el dracu mai negru decât Ivancea. Thank you.
Domnișoara Leonora s-a culcat. M-a lăsat pe mine să vă aștept. Nu mă mai cunoști cu Coana. Parcă ar fi Chiva. Eu sunt. Dumnezeu, domnișoara mea tale. S-a făcut mărișoară. Să mergem. Davida? Da. Spune-mi, de ce n-a vrut să ne vadă niciodată? Nici măcar înainte să moară. Taci! Nu vorbi prostii. Dincolo e camera domnișoarei. Dar să nu închideți ușa, că nu e sobă. A făcut stâncuțele cui pe coș. De ce nu le stârpici? Vai de mine, Cucoană, stâncuța e și ea pasărea lui Dumnezeu. De, o să fie cam greu la noi în pustia asta. Pot să te duci, nu mai am nevoie de tine. Rămâna. Elvira, fă-ți patul și culcă-te. Mâine o să avem o zi grea. Te vezi de cafea, că acum vine domnișoara. Dar ce, Cucoanele nu s-au sculat? De, Cucoanele sunt învățate ca la oraș, se scoală târziu. Dorm săracele că sostenite. Au trecut prin multe. Ia dă fuga și le scoală. Spune-le că le aștept la cafea. Ce dracu! Thank you.
afacerea fiicei risipitoare. În situația în care ne aflăm, ar trebui să uităm ce-a fost. Te-au ajuns blestemele, mami. Într-un fel, te-au ajuns și pe tine. Adevărat. În neamul nostru, părinții și copiii nu s-au iubit. Părinții ne-au dușmănit pentru averea care aveau să ne-o lase. Iar noi i-am urât pentru că ne-au lăsat-o prea târziu. Ia să te văd. Nu semene neamul nostru, fetițo. Ai moștenit ochii lui taicătu. Cam săracă zestri. Barem dacă ai fi mai brează ca el. Ei, hai, luați-vă cafeaua. Știi să joci tabinet? Da. M-aș fi mirat să nu știi. Măcar atât ai fi învățat și tu de la taicătu. Eleonoru. De ce tot te superi? Putem trăi atât de fericite împreună. Voi sunteți săraci și n-aveți pentru ce vă dușmănii. Iar eu nu am copii și pot lăsa averea cui îmi place. N-a avut ea Davida palma grea. Săraca mamă. Să-i fi tras maică-te unde trebuia. Să-i se fi urcat la cap mintea aia de găină. Ar trebui să fugă cu stricatul de taică. Amenințat-o ea mama în fel și chip. A închis-o în tainița dinspre grădină și a pus pe uncla Alex o bată cu cravașa. Când a fugit cu Vorvoreanu, mama l-a trimis pe tata pe urma lor să-i omoare. Dar tata era om slab și n-a putut o face. Mai bine i-ar fi sucit gâtul din fașe. Să fi stat aici, să se sacrifice ca mine, să păstreze averea și numele lascarilor. Ai pierdut. Ești păguboasă ca taică-tă. Noroc că tu nu mai ai ce pierde. Veni, Ivancea. Dar nu știu fi având, e cătrănit rău. Spune-i să poftească, să aducă și condicile. Cine mai era? A lui Uracu, Mototolea și Rizea. Rizea? Aha. Dar el ce zicea? Îi învăța pe oameni să nu mai ia fâneața aia din vale cu un leu jumate pe gon. Căci că dumneata ai luat în arendă cu 50 de bani. Și apoi cu învoielile. Și ce zicea de învoieli? Că alea vechi au fost grele și că ei nu mai iese la muncă până nu s-ar îndrepta învoielile. Au mai mărit ei și altă dată. Dar ce acum? N-a mai fost. Las că-i învăț eu minte. Proste ce se uit în gura lor. Cu coana să te duci pentru socoteli și s-a dus și catastifele. Bine, viu. Mâine trimis la schelă încă 40 de care. Viu și eu mai târziu. Vreau să văd și cum voielile astea. Bine. O tablă la mine. Azi noapte s-a așezat nu știu ce pe pieptul meu când dormeam, dar m-am rugat în gând și m-a lăsat. Ți-a fost rău, Eleonor? Mi-a fi fost. Ce-mi porți de grijă?
visai și pe tine, Elena. Arătai urâtă, urâtă, rău. Aveai o față de cal. Și o coadă lungă. Și umblai să spânzuri pe asta, pe amică. Uite, iar ai pierdut. Și ziceai că de ce ți-a agățat-o Dumnezeu de gât? Hai, du-te și adu-mi banii. Stai că ți-aduc eu. Tu rămâi și fă cărți. Dincolo să văd socotelul. Elvirițo, las și-o continua mâine. Du-te sus. Prețul pentru 30 de care dusează aschelă la Dunăre. Că trișează, e putredă de bani și mi-a și pe ai mei. Fă-te că nu observi. Ce plăcere vrei să aibă în pustiul ăsta? Dar mi-a banii. Lasă-mi. Ai răbdare. N-am nevoie de moștenirea ei, mamă. Prefer să trăiesc fără bandă, că să rabd în fiecare zi ce rabd aici. Taci. Știi bine că nu se poate altfel. De ce am venit aici? Ce caut eu aici? Să nu mormântul ăsta ca să moștenim pe tante Leonora. Nu mai vreau! Nu mai vreau! De ce nu poți să te stăpânești? Fă ca mine. Se cunoaște la mine ceva? Deși mă împunge tot timpul când m-am măritat cu taică tu. Nu mai vreau să stăpânești! Ce-o fi ieșind Elena pe moșie? De, o fi având și ea gândurile ei. 41 de boc ca 41 de frați. Bine știți, bine să ghiciți. Ei, hai, lasă, nu-i mai meni atât. S-au pus farmece, domnișoară Leonora. Care din ele? De, știu eu. Uite, Bobi, se închid mereu. Asta înseamnă inimă și ochi de dușman în casă. Dar până la urmă izbutești. Uite, Bobi se deschid în calea dumitale. În calea ei se închid. Ce-i cu voi? Ori a cui dimineață? Dar noi nu cu dumneata avem treabă. Ba da, mă, uracule. Am intrat în martie și în voielile stau nescrise. Noi cu Cucoana Leonora vrem să vorbim. Dar de ce mă riz-o? Ce s-a întâmplat? Văz că nu-ți scosești pălăria. Ia uite-ai și eu.
Că și dumneata uitași că-ți plătii datoria aia în toamnă și acum mă pui să o plătesc a două oară. Rizio, nu ți-a arătat colții că s-ar putea să-i rupi. Ce treabă aveți cu Cucoana? Pune tu, oracule. Cucoana are destule moșii. Să ne vânză nouă pământul dinspre baltă. Este boierești, bă, oracule? Ia plecați de aici! Ori nu mai știți de rușine! Cum o să vândă Cucoana pământul? Să-i scăriți în voielile! Hai, bă, oracule, hai acasă, nu se poate vorbi cu Cucoana. Hai să mergem. Nu-ți e teamă de ei? Teamă? Le cunosc eu și fiera, că doar am în camă mă legămuce de cu ei. Cât fur de pe moșie, Ivancea? Puțin. Oana Leonora e bolnavă. O să vină alt stăpâni. Dar până atunci mai e. Fii urât al dracului să trăiești în sărăcie. Thank you.
Elena toată dimineața, că n-am prea văzut-o. Și-a desfăcut cuferile și-a așezat în dulapul rochiile, numai scupeturi și mătăsuri. Dar Elvira s-a sculat? S-a sculat, dar nu știu ce are, e supărată, foc și nu vrea să vorbească cu nimeni. Mi-a spune să aranjeze cărțile, că au cu cobor și eu. Cărțile. Da, frig mai aici. Ia dă fuga până în camera mea și adu-mi pledul.
Chivo! Chivo! La transport următor, achităm integral. Suntem o casă de încredere. Domnișoara, sora dumneavoastră ne cunoaște. Și domnul Ivancea ne cunoaște. Scuzați la mine, mă duc să spun să aducă țuica fiartă. Drum lung la conac este și domnița o să înghețe. De departe vii? De departe. Și vii de mai multe zile? De multe. Dar cu lucrurile cum mai merge? S-au sculat și dincolo de Olt. S-a sculat, așa-i? Auzi, mă. Nu știi, ne dă pământ? Pământul și le-au oamenii singuri. Mă lea, Ordache. E vreo coa. Vreo coa. Auzi vești. Vești ne trebuie nouă. Dreptate ne trebuie. Lasă-mă, Ordache, lasă-mi spun. Zii, mă. S-au sculat. Au dat foc la conace și la conțurile de învoieli. Au intrat cu plugul moșii a boierilor. Pe unde am umblat eu, pe toți am văzut sculându-se. O să rămânem de râsul lumii, Mărizio. De ce să rămânem? Vladimirește s-au și vorbit să pui foc la noapte la prințul. Dar cu cucoana noastră ce facem, oameni buni? Că nu căzurăm la învoială. Uite cheia de la dulap. Vezi că în raftul 2 e o casetă. Adam. Știi că e bolnavă? Mamă, dacă tante Leonora, dacă se întâmplă ceva, plecăm îndată la București? Nu mai pune atâtea întrebări. Du-te și te culcă. Ce este? Ce s-a întâmplat? Să trimitem după doctor. Să nu vă prind. Las că mă îngrijește Iachiva. Vreți să mă otrăviți, ai? Nu mai faceți zgomot. Dumneșoara trebuie să dormă. Hai, du-te. Leonoro. Eleonoro? Unde s-a dus? Unde e? Mereu mă lasă singură. Sunt eu aici, nu ești singură. O să te îngrijesc eu. Minți. Totdeauna m-ai mințit. Pe când erai mică, ar fi trebuit să te bat. Dar mă băteai. Nu-ți mai aduce aminte? Îmi trăgeai palme din venea amețeală. Nu știu. Dar de testament. Îți aduci aminte? Care testament? Ăla unde scrii cui lași averea. Tu știi ce vorbești. Nu am nimic. Și dacă aș avea să te las ție, de ce? Pentru că sunt sora ta. Nu mai ai decât pe mine pe lume. Chiva. Chiva. Unde e? Coanele nu s-au sculat.
Să-i găsi să fie focul făcut. Nici cafeaua nu e gata. Nimeni n-are grijă de nimic în casa asta. Cheamă pe Elvira, spune-i să coboare odată, ce dracu. Unde, domnișoara? E jos. Zice că vă așteaptă la cărți. Du-te. Intră. Am venit să fac curat. Tu faci curat aici în fiecare zi? Chivo, nu cumva l-ați luat la măturat? Dar ce-i, domnișoară, ce-ați pierdut? Asul de treflă, nu e asul de treflă. Închide-o în cameră și ia cheia. Să stea acolo fără apă și mâncare până mărturisi. E dragă, ce s-a întâmplat? Mi-a furat ceasul. Nu va lua cine știe ce. Asemenea o brăznicie. Țăranii sunt host, ce tu nu știi? Eu una sunt mâncată, mă fură de mă sărăcesc. Furisită, carte. Elvirițo, ia de fuga și vezi că mai e o pereche de cărți în sertarul de la scrin. Unde sunt lucrurile tale? Pe mine. Ascultă, te întreb ultima oară. Unde ai pus ceasul? Nu descăma, ne întoarcem imediat. Trimite pe Ivancea după jandarm. Eu cred că domnul prefect are dreptate. Trebuie să plecăm. Da, vă sfătuiesc să plecați. Să nu vă închipuiți că eu sunt omul care să mă las intimidat de țărani. Îi cunosc și ei mă respectă. Nu, nu. Nu vă uitați la mine ironic, vă rog. Eu îmi risc zilnic viața pentru dumneavoastră. Îți risci viața pentru noi? Ești nebun, nene. Vă rog să mă iertați. Ah, pardon, dar asta e ingratitudine. Și sunt mirat că vine tocmai de la dumneavoastră, de la cei mai mari proprietari ai județului. Permiteți-mi să plec. Sărut mâini. Respectele mele. E băut. Nu. E impresionat de vorbele care umblă. Ce vorbe, prostii? Mamă, hai să plecăm. Dar pe mine unde mă lași ingrat-o? Dar vii și dumneata cu noi. Ești un copil fără minte. Dacă aș fi maică ta, aș ști eu să-ți închid gura.
Tu n-ai observat, dar parcă și slugile știu ceva. Ne ascund ceva. Ar fi mai prudent să plecăm pentru un timp la oraș. Prostii! Cum o să-mi las averea pe mâna mocofanilor din sat? Se vede că nu ai nimic al tău pe lume. Și ce ai avut, ai risipit. Dar ce oameni buni? De ce v-ați adunat așa de mulți? Eu sunt prefectul vostru. Ce s-a întâmplat? E prea greu. Nu mai putem. Ne omoară sărăcia. Stați, măi, oameni buni. Nu așa, dea valma. Aveți vreo plângere? Avem, coane. Că ne sugrumă cu învoielele astea. Adică vreți alte învoieli? Ba, nu mai avem nicio învoială. Coane Eleonora are 10.000 de pogoane și hambarele gem de pline. Să ne dați și nouă măcar un petic de pământ. Trebuie să ne dați pământ. Să vânzi obștii, că plătim în munci. Voi vorbi oameni buni. Mă fac mijlocitor între voi și proprietari. Voi cere personal să vi se facă dreptate și învoieli mai blânde. Veniți la mine și o să vi se facă dreptate. Ce zise? Ci că ne dă el. Minte! Ce e lui Tociocoi? Nu e aleapă de la ei? Ce vrei să vezi? Nimic. M-am uitat și eu așa. Minți. Dar s-o știi de la mine, n-or să facă nimic, nu îndrăznesc ei. Eu îi cunosc mai bine decât tine. Că nu m-am plimbat atâta la Paris. Și nici nu mi-a risipit averea pentru un eghiop de bărbat. Pe țăranii îi cunosc că trăiesc ei de 50 de ani. Mârie? Lasă-i să mări. Nu mișcă ei, ascultă-mă pe mine. Ci stai odată liniștită, nu te mai plimba atâta. Parisul și șantezele lui tai cât o v-au sărăcit. Și din tine uite ce a ieșit. Pe vremea mea, fetele nu ieșeau de la călugărițe decât ca să se mărite. Vremea dumitale a trecut de mult. Elviro, te rog să nu fii obraznică cu mătușa. Dar ce-i cu voi, Mario? Ce să fie cu niță, nu-i nimic. Ce era gălăgia de la voi de jos? Eu îi fi fost afară. Veni Ivancea, poate să intre. Ce vrea? Și care de vorbit cu dumneavoastră. Să poftească. Ce-i cu dumneata? Ce-i vii la ora asta? Uite cum intra și în casă, cam grajde. Citiți-o cu coană. O găsi adineaur prinsă în gar cu un cui. Eleno, vină încoace, ia vezi că eu nu pricep nimic. Vă citesc eu.
Domnule Ivancio, noi toți te rugăm a învoi oamenii după cum cer ei. Să nu ne mai sugrumați în pragul primăverii ca în alți ani. Că nu mai putem și nu mai e mult până vei vedea moartea cu ochii. Și cu coanii zi să plece că altfel îi dăm foc. Prostii! Ce veniți să-mi citești asta? N-ați văzut ce zice? Li s-a urcat și lor la cap. Ce-ți pasă, dumitale? Dar vă amenință cu moartea și pe dumneavoastră. Și ce vrei să fac? Să mă sperii de obrăzniciile lor? Vezi de vânzarea grâului, că mă apucă primăvara și scade prețul. N-ar fi mai bine să amânăm plecarea de mâine de la schelă? Mai ai vreo treabă? S-a prostit. Ăsta e ultimul an când îi mai las moșia. O să-i o dau lui Alexiu, care administrează Vladomir. Nu, nu se poate să plecăm. Dacă nu se întâmplă nimic, atunci toată răbdarea de până acum ar fi zadarnică. Iar ea ar fi în stare să ne țină și mai departe lângă ea. Numai ca să ne chinuiască. Maica zice că dacă vine iar perciptorul... Taci, mă, din gură. Nu vezi care treabă? Hai, dați-i zor, dați-i zor, că ne apucă noaptea. Maica zice că o să ne ia la țoalele și capra. Vremuri grele este domnița. Prețul la grâu a cazut deodată. Mai repede, domnule Rachelian. Așa că nici eu de data asta nu pot oferi decât 15% mai puțin. Bine, bine. Ce facem cu ăla, tată? Nitrule. Ia iară țigară, păi. O să vie cu jandarmul de la primărie. Nu ți-am spus, mă, fire al dracului, să nu mai calci pe aici? Marinică, săriți, bă! De ce dai, bă? De ce dai? Cheamă, domnule jandarmi! Hai, Vancea. Hai mai repede. Hai, văd asta! Ia o prișinită în ușă! Te grebeai, ai? De ce? Ți-e frică? Doar ziceai că ai mâncat mămăligă muce de gunoi. Coboară. Coboară, spun. De ce fugi? Te știi că ai făcut ceva rău? Ce-i, domnule Vancea, ți-e frică? Coboară, că doar nu ești muiere. Dacă-i trus. Așa, de beregată, mai largă. Mai dați-mă care ce aveți să-i plătiți. Una! Două! Haideți, bă, acasă, să ne luăm pământul!
Hai, Leonoro. Hai deodată, grăbește-te. Leonoro. Leonoro, pentru Dumnezeu. Gata, mama. O clipă, da. Așteaptă o clipă. Leonora nu mai vrea să meargă. Doamne, cu coana Elena, dar ce-i cu dumneata? Domnișoara Eleonora, unde-i? Aprinde lampa în dormitor. Și adă-mi bagajele din docar. Pe la noi umblă vești rele. Ce vești? Zice că țăranii dau foc la conaci. Și vin la oraș cu topoarele să omoare boieri. Prostii. Dă-i de mâncare, domnișoară Elvira. Și vezi de baia mea. Negustorii au și tras ovloanele. Și domnul Ioanita... Te rog, pleacă! Lăsați-mă singură.
știam deloc ce se întâmplă în jurul nostru. Dar trebuia să fi avut măcar o presimțire și să fi rămas lângă ea. Sau să fi luat cu mine. A fost ca o lovitură de trăsnet când am aflat aici ce s-a întâmplat. Era însă prea târziu ca să mai mă întorc. Oh, șerie, lasă că ai să o revezi și o să fiți iară fericite ca înainte. Sigur, Elena, dragă. Ai să vezi că nu s-a întâmplat nimic. Pe ea țărani, o respectă. Așa zicea și ea. Mă temă să mă atent, o dragă. Că nu o să fie așa. Și am să o pierd. Trebuiau să fie aici? La ora asta trebuiau să fie aici? Acuși, e un ceas de când am primit știrea. Avea vreme să fi sosit. Să vină ei, numai să nu vină prea târziu. Poftim, domnule prefect. Poftim. Rezerviști? Ce pot să fac? Îmi trebuie două companii și vor să le apără oraș. O tras în aer. Ce cauți aici, lașule? Apăr-ne dacă ești militar! Da, ești plătit! Acum trebuie să pice rușiori. Și dacă nu vin, du-te și dau ordine să tragă în plin. Orașul a fost apărat. Letit. Kind. Full. Tu
ajunge cald sau mi se pare bine? E, nu ți ajunge cât ai pierdut? Da, mi ajunge. Am o chestiune de slujbă cu tine, colonele. Mă rog. Sper că nu ești supărat pe mine pentru întâmplarea de azi după amiază. Ne-a fost frică. La toți ne-a fost frică. Da, adevărat. Uite, ție, colonele, n-ai putea să trimiți prima coloană la mine? Ți-aș fi foarte recunoscător. Domnule Augustatos, o să vină și rândul dumitale. Dar că nu te grăbi, că tot n-o să mai găsești mare lucru. Da. Ce linie de operație ai fixat roșiorilor, colonel? Întâi spre Salcea și urmă spre Vădastrea Vladomirea până la Dunăre. Aha, către dumnealor. Și când credeți că o să putem pleca? Poi mine dimineață cel mai târziu. Vă trimit trăsura mea împreună cu un pluton de călăraș. Până seara sunteți acolo. Mulțumesc, domnule Ivane. Sper că pierderile pe care le-ați suferit să fie numai materiale. Domnule capitan, incendiul a fost localizat și o parte dintre desculați au fost prinși. Cercetările continuă.
Cernat ia comanda. Stat în alarmă până la noi ordine. Te rog, scapă! Ce, domnișoară, ce s-a întâmplat? Nu mai pot! Capă-mă, te rog! Elvira. Elvira. Foc aveți? Mă, să n-aveți nicio grijă, că la toamnă o să înceapă iar. Și unul nu mai trage frasul. Auziși? Auzi. La toamnă. N-o să mai fim noi să începem, Rizio. Oameni sunt mulți. Mai jos, dar Reviga e un șlep ca asta. Până la ogolitieri. Bun a fost începutul cum a fost. Numai sfârșitul nu-i bun. Dar cu al lui Uracu ce-o fi? Umblă prin păduri. A scăpat și al lui Chivu. Păi atunci tot e bine. Numai de nu s-ar apuca să are. Răspândiți-vă! Descălcați! Un om la patru cai, restul oamenilor după mine. Haideți-le! Pentru tragere!
Dumnezeu să o ierte. Pe domnișoara Elvira. Domnișoara nu este acasă. Cum nu e acasă? A poruncit să pună cai la cupeu și a plecat. Singură? Nu știu. Imediat acasă. Nu mă întorc. Îl iubesc pe Leon și vreau să mă mărit cu el. Pentru asta n-ai dormit toată noaptea? Ca să socotești cum să fugi? Și să mă jefuiești mai bine? N-am dormit nici în noaptea asta, nici într-alte nopți. Draga mea, noi doi trebuie să viețuim împreună.